reușit să mă strecor cu mașina printre copaci. Eram la bagaje și m-a deranjat acest dintos. Cam așa ceva, de acum s-a schimbat regula. O punem și de mămăligă. Yummy, yummy, o cafeluță băută pe malul Dunării. Deci nu vrea deloc. Toată lumea se plânge că nu vrea. Eu am dat și pe Ilganii de jos și la Partizani. Și slabe speranțe, ciortănică și albitură de asta mică. Domnul din Prucea și mi-a zis că dacă sunteți pescar mai înrăit, de la Crișan. Crișan. Și să luați barcă, să dați din barcă. Nu, no, n-am barcă. Știu, cele mai bune locuri sunt cele care te duci cu barca. Deci chiar nu vrea deloc. Da, sunt o grămadă de pescari, sunt toate locurile ocupate. Da. Da. O să caut să mă duc mai sus. Da. Cred că n-are niciunul să mă duc mai sus, că toate sunt în linie, ocupate, toate. Păi nu la copacul ăsta căzut, de la următorul încolo nu prea mai aveți unde să stați. Păi aia e. Da. Bine, ce să zic? E malul jos. Și apa un pic retrasă, e noroi, deci sunt locuri frumoase, dar e noroi, e noroi. Și n-aveți cum să vă duceți pe mare, rău de pescuit. Am înțeles. O să caut să mă duc mai sus, să vedem, poate găsesc locuri. Fraților, ați văzut și voi pescar lângă pescar, pe malul Dunării, undeva situat prin... pe lângă localitatea Murighiol și Rupere. Bine, astăzi e și sâmbătă și întotdeauna în weekend este super aglomerat, dar ați văzut și voi unul lângă altul și aveți grijă cu amenziile. Au venit o patrulă de la jandarmerie, i-au verificat pe toți la acte, la documente. Documente bune, dar peștele necorespunzător. Mai căutăm și alte locuri. Și iată că am ajuns la Dunăre. Wow. Mișto locul. Mișto cocos. Da. Nu trebuia pus un afiș, frate, ca să ne facem noi treaba cum trebuie. Pescari civilizați. Foarte frumos locul, dar... Nu prea e loc de... poate extinde cu lansetele. Aici e o cărare, probabil... bagi mașina pe aici și găsești un loc mai în față, dar nasol cu depărtarea față de mașină. Probabil de asta nici locul nu e așa vizat, că nu prea ai cum să te desfășori. Eu zic să mai caut. Văd că cred că ar trebui să mai caut. Da, locul e frumos într-adevăr pentru a te instala, dar nu și pentru a pescui. Cam greu. Iată un alt loc. Da, înghesuit, n-ai cum. Mamă, ce peisaj. Da, ne întoarcem către mașină și căutăm alt loc, cu siguranță.
un loc unde văd că se traversează cu bacul. Aici pe Sfântul Gheorghe, înspre Dunavăț. Fel de activități. Pescuit, călătorii navale. Continuăm. Îmi arată pe același Google Maps, varianta satelit, că aici s-ar afla un hotel plutitor. Haideți să vedem și noi, pentru cei care n-au văzut, bineînțeles. Și pentru mine e prima dată. Cred că ar fi interesant o noapte petrecută pe valurile Dunării. Mergi spre sud, apoi virează la dreapta. Da, drăguț, ai răbdare, dar după ce terminăm de văzut și noi hotelul ăsta plătitor sau ce este. Cuțulici, terase. Mai văd acolo încă unul. Un hotel plătitor. Cuțulici cât cuprinde. Adevărată activitate navală pe aici. De aici poți să găsești eu o șalupă, să poți să te ducă pe canale, eu știu pe unde, prin Dunăre. Aveți ce să vizionați. Da, interesant, frumos. Ia să mergem și mai încolo. Acela parcă pare mai frumos, așa, mai oldies. Oldies but goldies. Un ponton, dacă vreți, de la undiță, așa, la o cărășeală. Dacă tot am ajuns, haideți să continuăm. A, uite, domnul pescuiește între bărci. Mamă, că nașpa pe aici. Drumul. Dar probabil există altă cale de acces, auto. Cred că un pic mai sus față de unde am intrat eu. Peste 200 de metri, virează la dreapta. Da, draga mea, ai răbdare. Hotel Paradisul Deltei. Rufele au uscat. Trai pe vătrai. Ia să vedem al șaptelea simț ce spune. Să mă apropii sau nu? Eu zic că da. Eu zic că da. Ce fac, mă, cuțulicii? Ce facem, mă, băi? Să trăiți? Mușcă, nu mușcă, nu? Mai mult gura de ei. Foarte frumos. Da, dragule, da, da, da. Daule. Da, dragă, îți faci tu datoria. Hotel Magia Delta. Aoleu, mă las să vorbesc și eu aici pe vlog. Ești răutăcios, să știi. Da. Foarte frumos. Da, și exact cum am zis, am intrat pe altă intrare și la 50 de metri este o alta pe unde se poate ajunge și aici. Asta pare în paragină. Dar probabil mai sunt camere de închiriat, cine știe, Dumnezeu știe. Să întreb pe cineva, nu poți pentru că nu e nimeni. Și acum o să ieșim pe partea astrălaltă, ca să nu mai iau eu înapoi prin grohotișuri. Da, deci o locație pe brațul Sfântul Gheorghe, către Dunavăț, către canalul Dunavăț, aproape de capăt, găsiți aceste hotele plutitoare. Mamă, stai în cameră,
Pe acest hotel plutitor să scoți un boss de la pește. Să ai bine, să ai vedere către Dunăre, nu către mal. Mișto. Am ieșit la șosea. Mașina mea e parcată pe undeva, nu știu dacă se vede chiar cu atenție, undeva pe acolo. Mergi spre vest. Da, dragă, ai răbdare. Văd că cineva va veni cu rulota, frumos. Da, e ceva de vis, nu știu, părerea mea. Continuăm. Probabil mulți dintre voi știți această locație. O stație de carburanți, parking auto, embarcațiuni, rulotă. Haideți să vedem și noi, dacă toți suntem pe zona. Peste 300 de metri, virează la dreapta. Ce vorbăreață te-ai făcut tu astăzi, stimată doamnă? Transport Sfântul Gheorghe. Aici se organizează și tripuri pe Dunăre, mai mult ca sigur. Embarcațiuni. Bună ziua! Ești la cât ai zice pește de noi? Ne vedem pe plajă. La plajă. Haideți să vedem, cred că acolo se află un restaurant, cred că. Vrem să vedem și acolo. Da, e un restaurant mai mult ca sigur. Credeți-mă că, nu știu, mie îmi place mai mult la un delta decât de la Dunăre. M-am cam săturat eu să mă duc să stau pe plajă, apoi să mă chinui de arsuri de soare, să dai și o grămadă de bani. Știți că litoralul românesc a devenit foarte scump. Și aici să știți că pe Dunăre, spre capă, sunt plaje, o grămadă de plaje. Nu mai știu cum se numesc, am un lapsus acum, spre poarta, în partea aceea. Așa că aici ai ce să vezi, floră, faună, pe bătrâna și frumoasa noastră Dunăre. Acum către canalul Dunavăț trebuie să deschizi 5-6 porți, să le închizi la loc, dacă nu se supără nu știu cine pe tine. E bela mare. Pare să că urmează altă poartă, ia să vedem, eu un cetățean, ia, sunt tare curios. Bună ziua, trebuie închisă poarta, un chid? Că am înțeles că e o regulă, trebuie să închidem porțile, să... Închide-o că aici vacile să nu intră. Da, mie nu mi-e greu, că nu mă doare mâna să închid. La alții e greu. Nu. La alții. Da, la alții, da. Bine. Unde mergi? Vreau să mă duc să mă uit la un loc de pescuit aici pe canalul Dunavăț, ca să mă întorc luni. Aici, dacă las, sunt vreo 50-60 de mașini. De ce le las? Pescuiesc. Unde le lasă înăuntru, că nu înțeleg? Nu, mai la... Au intrat 50-60 de persoane. Da. Cred că ocupat peste tot. E, eu m-am dus să mă uit, că nu a venit neapărat să mă pescuiesc. Du-te, du-te, că de prins nu prins nimic. Nu dar... se prinde? Nu. No. Care să măcar? Nimic, băbușcu, să ne. Aoleu. Da. Bine, mă duc să văd. Eu oricum mă întorc înapoi astăzi, nu stau la pescuit. Da, da, da. Bine, hai sănătate, Doamne ajută. Da.
Vezi că aici? Da. S-a podmolit ăsta, da. Vezi cum treci pe lângă. Cine, băiatul ăla cu Dacia? Nu, brej. A, ăla cu macaraua aia? Da, s-a descalțat. Aha, s-a degeantat. Da, da, da. Și acum... Ei, vedem noi. Câți kilometri mai sunt? Vreo 3, nu? Până la canal. Da, sunt vreo 2. A, bun. Hai, ne vedem mai târziu. Sănătate, Doamne ajută. Mergi pe drumurile țării tale să... Adică să ceri permisiunea, să închizi porți, să deschizi porți. Unul s-a blocat pe aici. Am impresia că această călătorie către canalul Dunavăț se oprește aici. Ia să ne dăm puțin jos, mai fumez și o țigară, că e timp. Cred că până este ăla acolo. Ia să vedem despre ce e vorba. Și e șenilată? Nu ai bani să am podmolit șenilata. Șenilata! Că cine nu e gata, luăm cu lopata. Traseul e frumos spre Dunavățul de sus sau de jos, nu știu ce e pe partea cealaltă, dincolo de canalul ăsta. Sunt o grămadă de pensiuni, bineînțeles, cu bărcuțe, cu șalupele de-astea mai mici, foarte frumos. E o adevărată odisee pe partea cealaltă. Ia uitați-vă și voi ce frumos. Haideți să vedem până acolo. Buldo excavator. Băi, dar cum o fi rămas? Da. Da. Da, stați așa că așa e aici. Când te apucă un lucru bun, îl găsești pe la rău. Da, autoșenilata s-a descălțat și că... Dar o să trec pe aici cam loc. Termin de fumat țigara și mă întind către canal. Într-un final am ajuns și pe canalul Dunavăț, foarte scăzut și ăsta, pescarii nemulțumiți, deci înseamnă că o să mă orientez către Dunăre de Luni. Foarte mulți pescari și aici, unul lângă altul. Ce am uitat să vă zic, că după 11 zile efectiv aici în delta Dunării, prin fel și fel de locuri de pescuit, mi-a rezervat două nopți la o pensiune, să mă odihnesc, că vă spun, fraților, că sunt rupt. Așa. De fapt, asta e a doua zi, aseară m-am cazat. Am făcut și eu o baie ca tot omul, apă caldă, nu m-am mai spălat cu apă de Dunăre. Mi-am mai spălat și eu diverse. Și am zis că în aceste două zile cât stau la pensiune să nu stau degeaba și să caut locuri de pescuit care le voi face începând de luni, adică le voi face, pe care voi fi în următoarele zile. Am fost pe brațul Sfântul Gheorghe, mai multe locații și am vrut să ajung și la canalul Dunavăț. Salut, salut! A, uite, și familie fericită! Așa, pe brațul Sfântul Gheorghe mai multe locuri, ce am văzut și acum în dreptul locurilor de pescuit de la Mării Gheol, erau bar în bar, ați văzut și voi de la filmări. Am decis să ajung și la canalul Dunavăț, este pentru prima oară când ajung la canalul Dunavăț. Tot așa dezamăgit, pescar lângă pescar și foarte scăzut și Dunavățul, fraților, și lumea se plânge că nu prinde.
Păi dumneavoastră de regulă se face cărășeală multă, dar că nici carasul nu prea era. Mai aici a fost. Așa că mă întorc înapoi la pensiune, iar locul de pescuit câștigător este cel de pe Sfântul Gheorghe, ultimul loc pe care l-am vizitat. Acela este. Așa că mai stau și eu, mă odinesc o zi și de luni o luăm de la capăt.